HC Zalău se pregătește de noul sezon competițional. Miercuri 3 iunie, echipa de handbal sălăjeană se va reuni, urmând ca zilele următoare să plece într-un cantonament la munte. Lotul actual este lotul în proporție de 95% lotul vechi, sau chiar 100%, pentru că cele două jucătoare pe care le-am transferat de la Caracal sunt în pregătire cu lotul național de tineret pentru vederea participării la campionatul mondial din 1 august. Avem două jucătoare care vin noi, practic în pregătire cu noi de la Clubul Sportiv Școlar, Prodan Mădălina și Burian Bianca. Mai sunt alte două jucătoare, care Raluca Nicolae, care sunt încă junioare, încă un an, și deci rămân cu dublă legitimare. Cam asta este efectivul pe care mergem în acest an. Pregătirea începe joi pe 4, când au și vizita medicală, pe 4 și pe 5, urmând ca de luni să intrăm într-un stadiu de pregătire centralizată, întrucât ele vor da niște norme de control în cursul zilei de vineri, pentru a vedea stadiul la care au fost și dacă și-au respectat programul de individualizare, pregătire individualizată din vacanță. Sigur, jucătoarele care nu își iau normele de control rămân pe loc și se pregătesc pe cont propriu la Zalău până ajung la stadiul la care trebuia să întoarcă. Sper să nu fie probleme nici de norme de control și nici de probleme de greutate. Obiectivele echipei nu sunt încă stabilite. Acestea urmând a se stabili după stagiul de pregătire. Echipa zălăoană se va întoarce din stagiul de pregătire pe 30 iulie, urmând ca apoi să dispute meciuri de pregătire. Deci obiectivele pentru viitorul sezon competițional le vom stabili împreună cu Consiliul Director și conducerea clubului undeva înainte de 1 septembrie, după terminarea stagiului de pregătire, când vom vedea exact pe ce lot ne bazăm, nivelul pregătirii și așa cum am făcut în fiecare an, deci cu o săptămână înainte de începerea campionatului, fixăm și un obiectiv. În orice caz, avem cupe europene. În această toamnă avem 10 etape de campionat care sunt fixate. E un program încărcat. Unele dintre ele vor mai avea program și cu la echipa națională, o parte dintre ele. Deci rămâne să vedem cum încheiem practic perioada pregătitoare, care este intensă înainte de competiție, deci până în jur de 30 iulie suntem în pregătire. Liga Națională va avea din acest sezon competițional un sistem play-off și play-out cu 12 echipe înscrise în campionat. Pentru definitivarea locurilor din Liga Națională, Federația Română de Handbal organizează un turneu de baraj. Echipele care se pot înscrie la acest turneu sunt echipele care au retrogradat la finele acestui sezon competițional și echipele clasate pe locul 2 din Divizia A. Dacă echipa care și-a câștigat dreptul de a se înscrie în Liga Națională nu îndeplinește cerințele de participare, locul acesteia va fi luat de următoarea clasată la turneul de baraj. Termenul limită de înscriere la turneul de baraj este 2 iulie 2013 până la ora 13.